Suntem la Teatrul Național Mihai Eminescu, locul în care oamenii sunt fericiți, pentru că trupa teatrului îi invită să abandoneze realitatea ca să guste din fericirea spectacolilor. Și eu am zis să numesc tableta de astăzi Clasamentul Fericirilor Contabilizate. Singura țară din lume care folosește oficial indicele stării de fericire a populației, ca să știe dacă înregistrează sau nu progrese, este Butanul. Statul acela mic pe care îl găsim pe hartă, situat undeva sub enormul abdomen roșu al Chinei. În urmă cu un deceniu, Butanul a fost împuternicit să convoace o întrunire mondială care a examinat primul raport ONU asupra stării de fericire în lume. Într-o executare a rezoluției Adunării Generale a ONU adoptate în varanul lui 2011, rezoluție care îndemna statele membre ale ONU să măsoare cât de fericită este populația în baza a șase criterii. Cota PIB pe cap de locuitor, starea asistenței sociale, durata estimabilă a vieții, gradul de libertate asigurată cetățenilor în luarea deciziilor, generozitatea și corupția. După care să și declare drept obiectiv strategic al politicilor publice Promovate de autorități, starea de fericire a oamenilor. Numai că măsurarea fericirii, ca indicator oficial de randament al managementului de stat, nu asigură fericirea oamenilor. Cei mai fericiți de 5 ani la rând sunt declarați finlandezii. Cel mai proaspăt raport 1 pentru 2022, iar situează în vârful clasamentului Finlanda. Da? Finlanda, cea care a reușit să scape definitiv de tutela Imperiului Rus, cei drept cu prețul pierderii unor teritorii, 11% din suprafața totală, pe care Stalin le-a acaparat în anul 1939 printr-un tertip similar cu cel pe care îl aplică Putin în Ucraina, ca să pună stăpânire pe noi întinderi geografice decupate de la statul vecin. rezultat rezultatele Rusiei, un rezultat substanțial pentru Rusia. Așa s-a exprimat Putin, comentând includerea regiunilor ucrainene în componența Federației Ruse, pe care, după ce că le-a creat în mod artificial, a intrat cu trupe de călăi să le apere, ghilimele, de autoritățile constituționale ucrainene. Metodă pe care Kremlinul o clocea și pentru Republica Moldova, și nu ar fi ezitat să o aplice dacă Ucraina ar fi capitulat în fața agresorului în trei zile, așa cum i-au promis lui Putin autorii mai în rusesc, versiunea 2.0. Cum se pricep rușii să gestioneze teritoriile acaparate se vede în Finlanda rusească, cum numesc localnicii teritoriile mușcate de Stalin de la Finlanda în 1939 și inclus în componența regiunii Leningrad. Dacă Ucraina nu își va recupera în timpul apropiat Crimea, metoda rusească de fericiunare forțată, de la fericiun crăcit, deci de fericiunare forțată a populației va da roade vizibile și în sud. Unde se poziționează Rusia în clasamentul mondial al fericirii pentru 2022, anul în care Putin a invadat Ucraina? Pe locul 80, dar în cădere față de anul precedent, cu patru poziții. Ce loc în clasament îi revine Ucrainei terorizate de Putin? Locul 98. Dar atenție, în urcuș de pe locul 110, ocupat în anul precedent 2021. Adică cu 12 trepte. Deci, în pofida agresiunii militare a rușilor, ucrainenii au devenit mai fericiți, conform grilei aplicate de prestigioasa agenție Gallup nu încape îndoială că riposta dată agresorilor ruși a influențat percepția fericirii la ucraineni. Marele sacrificiu al poporului ucrainean pentru a-l opri pe Putin e o lecție de învățat pentru toate popoarele care își doresc să fie fericite. Dar cât de fericiți se declară cetățenii Republicii Moldova? În clasamentul pentru 2022 ne-am situat pe poziția 62, deci cam pe la mijloc. Iar România pe locul 28. O diferență lată cât prutul. Prutul lacrimilor noastre.